Alo. Noroc. Noroc. Cine vorbesc? Conan tu? De unde e numărul ăsta? L-am luat. Gila și Gila aici? De unde ești? De unde mă sunt? M-am născut în Costești, vă sunt din Chișinău. Cine ți-l-a dat? Vă neam să? L-am luat de aici, de pe Microsoft Word. Și ce mai faci? Normal, da tu? Bine, soar, mulțumesc. Dar știi cu cine vorbești, așa? Nu știu, mă gândesc eu. Valera, ia gândești, Gine. Dacă știi cum mă cheamă, da mă, Gine. Înseamnă că suntem frați, nu? Poate. Cum cu dragoste la tine, Valera? În sexual merge. Mergem? Câte ai, măi? Cum asta, câte ai? Una. Alu ne trebuie să ai, câte? Eu nu de fete te-am întrebat dacă ceva. Ne-am găsit și eu, prieten, nu de mult. Te-ai găsit prietena? Da, da, ne-am pus de gând și că să dărim. Condoleanță, felicitări, cum o cheam fetița asta? Tatiana, și tu n-ai prietene? Eu sunt surat, Valera. Ne ducem noi înainte la fete, că nici Tatiana, nici soția mea nu era încă. Sfarmă fete eram. Gata, gata, am înțeles. Tu ești de la Cercuiești? Da, băi, Valera! Ia că vezi, încet șor, ești? E, vieți! Tu nu mai copii mai, am urcatini, asta nu-mi parti. Eu am vreo două, Valera, și vreau să le... Tu trebuie să... Mai înainte spui că este o hată aici. Lângă mine, grem conzirișoar, casa e liberă. Dar și amuia nu-i liberă? Am mai vezi cum e cu ietă, Toli. El s-a dus pe țanul cum? El trece noi aici, știi, la soară, de vale. Uh-huh. Și îi spunem dinainte, știi, cerem cheile și nu era problemă și ne-am dus în trei și le-am... Amuia nu-ți prinești, Toli. De când? Ia că știu două zile, poftim probleme nu. Ne ducem încolo, da? Le mâncăm? Uh-huh. Da, așa te-ai lătit în flămă în zis, parcă ai soții mai lângă tine. Ei, Valera, dar și tu ai fi-mi padrugă, dar dacă trebuie ne ducem, că suntem bărbați, nu? El e clar, dar vezi că măcar nu te aude când greșeam lângă mine. Ei, dar nici pe tine nu te aude, știi cum? E drept, ei, dar vezi că a mea nu e lângă mine. Dar unde e ta? Unde e ta? Ei, la Chișinău. La Chișinău? Dar eu sunt aici. Dar ai înșelat-o vreodată sau te-ai cumințit? Ei, da, și noi cu tine cum? Doi brătani și vedem așa. Ah, adică ai mers la altele, așa? E de pui clar. De vezi că faci așa, nu mai fii. Nu e clar, e clar. Păi hai, facem așa. Eu îți sun mâine, pui mâine. Uh-huh. Eu, e clar că nu-i spun nici eu la mea, nici tu la ta. Da? Ei, dacă e clar, suntem animare. Îi spunem când ducem la cumătri, la ceva, la femei, la bieri, undeva, la... Dar numai nu... Așa, de la o figărui ceva, când ne întâlnim, doi prieteni. Da, și ne ducem și le... Ehehe, da? Uh-huh. Tu ai auzit de radio jurnal FM? Am auzit, dar cum? Pe că este acolo emisiunea X, te iubiește, ai auzit de emisiunea aceea? Am auzit deja ceva, dar cum? A, pe că eu sunt Anatol Mielnic de la emisiunea asta. Adică, am aici pichelești. Adică tot ce am vorbit noi, a auzit și Tatiana și toată lumea. Da, asta e problema lui. Uite ce scrie. Scumpul meu, te amor și te ador. Aștept cu nerăbdare mai repede să ne vedem. Vreau să vină mai repede prima noastră întâlnire. Semnează Tatiana. Adică Tatiana n-a cerut ca eu să te controlez. Pur și simplu eu te-am sunat și am văzut că m-ai încurcat cu cineva și de asta te-am chemat la fete. Ei, eu, ce întâmplă în viață? Tu ce poți să-i spui înapoi? Tot la fel. La fel cu iubești? Da, cum? Și când Tatiana se întrebe dacă te-ai înșelat, tot ce să-i spui? Da, mă, ne răzberim noi. Ok, nu, mă rog, așa suntem noi bărbați. Corect, Valer? Ei, și sifă, suntem la viață. Da, ei. Bun, să trăiești. Hai, mulțumesc. La revedere, Valerica. Valerica. Sfarmă fete, Valera, sfarmă fete. Sfarmă piatră, sfarmă fată.